Salut pe toată lumea de acasă, din țara mea frumoasă și dragă, România. Chiar dacă în ultima perioadă s-au întâmplat mai multe, din țară îmi pare rău pentru că, na, e țara mea. Și vreau ca țara mea să fie cea mai frumoasă și oricum este, dar poate mai trebuie să dureze puțin să fie așa cum ne dorim fiecare dintre români. Dar să revin. Salut toată lumea de acasă, toți prietenii mei, familie, Betty, în primul rând, șefa ochilor mei, șefa sufletului meu, Dani, ne-a stâmpărat lui tăticu, vorbim noi cu mine acasă, te iubesc oricum. Îmi spun toți prietenii, băi, că tu n-ai putea să stai decât în România, că ești prea iubit și faima asta te face să-ți placă cel mai mult aici. Da, recunosc, mulțumesc Dumnezeu, că fără iubirea oamenilor, oricât ai fi de cel mai mare artist, fără iubirea oamenilor ești cam nimeni, 100%, oricine dintre noi, indiferent de gen de muzică, artist fiind, fără fani, fără oameni, fără prieteni, fără oamenii care să-ți placă ceea ce, să le placă ceea ce faci tu, ceea ce cânti tu, ești nimeni. Suntem într-un loc frumos și de aceea vreau să spun că mi-aș dori acest loc să fie acasă. Așa că degeaba spun unii, bă, tu n-ai cum să stai departe de România. Ba da, când vezi așa ceva, poți să stai departe de România, pentru că noi așa ceva nu prea întâlnim oriunde. Și credeți-mă pe cuvânt, un artist mare care se respectă, e normal la un moment dat să trăiască clipele astea care le trăiesc eu acum. Dar ar trebui să le trăim non-stop, nu doar așa vacanțe. Deci n-ar fi așa ceva la noi în țară? Of, Doamne, câte trebuie făcute pe acolo. Oameni buni, vă doresc din toată inima să aveți parte numai de bine. Cei care mă respectați, bucurați-vă pentru mine că vă simt și eu în sfârșit liniștit. Vreau să-mi aduc familia aici, vreau să-mi aduc prieteni, dacă pot. Sunt oameni buni aici, nu sunt oameni răi. Nimeni nu se uită urât pe tine, pe buzunarul tău, pe nu știu ce. Vă iubesc mult de tot, m-am trezit dimineață, cred că nici n-am dormit de disperare să ajung mai repede afară. Aici îți pare rău când dormi. Aici vrei tot timpul să savurezi toate frumusețile, vrei să fii, să te plimbi, vrei să vezi locuri noi. Băi, vă iubesc și vă doresc la cei care sunteți ai mei, sunteți prietenii mei, să fim împreună pe aici, să ne distrăm, să ne plimbăm pe aici, să vă cânt pe aici. Wow, wow, sunt plin de energie, chiar dacă n-am dormit. N-am dormit pentru că de-abia așteptam să facă dimineață, să mă trezesc. Ce viață frumoasă! Prea frumoasă viață. Vă iubesc, na, din toată inima mea. Beticule, fata mea, n-am cum să nu te aduc aici. Cumpără beticul tău cea mai frumoasă casă pe aici. Și o să-ți plac. N-ai cum. O să vă întrebați ce cu ochelare ăștia. I-am furat ochelare lui Roxana. Pentru că, na, sunt nedormit. Nu? Și nu mai contează, am întrebat-o, pot să iau și eu? Și a zis că da, ok. Atunci i-am luat și treningul. Mai vorbim. Ciao.